Centrul de monitorizare inteligentă a traficului rutier, inaugurat în municipiul Buzău la finele anului trecut, funcționează în regim de avarie. Sistemul este deocamdată supravegheat doar de către un inginer de trafic și de către două polițiste locale. Chiar și pentru a angaja un inginer de trafic la centru, primăria Buzău a fost nevoită să apeleze la un artificiu. Am dus două polițiste locale să le specializăm acolo și am mai angajat un inginer pe ADI, aveam un post liber pentru că noi nu putem angaja. Avem condiția impusă prin contract să angajăm 10 oameni, inclusiv 3 ingineri de trafic. Am transferat de la STB, de la București, am transferat un buzoian, un inginer, care acum se face cursul, l-am angajat pe ADI Transport, că aveam un post lipsă de inginer ca inginer de trafic. Aveam un organigramă aprobată deja la ADI Transport. În ceea ce privește ocuparea celorlalte 7 posturi necesare pentru buna funcționare a centrului de monitorizare a traficului rutier, primăria Buzău are mâinile legate. Noua organigramă este blocată în instanță ca urmare a procesului dintre administrația locală și polițiștii locali, iar angajări nu pot fi făcute în tot acest timp. Primăria caută totuși soluții legale pentru a debloca posturile vacante. Restul ne descurcăm cu ce avem. Mă gândesc acum că știi cei de la Uniunea Europeană, dacă este un proces în instanță, ne absolvă de această condiție. Nu știu, am întrebat juriștii, cercetăm acum din punct de vedere juridic ce trebuie să facem pentru îndeplinirea acestei condiții. Centrul de monitorizare a traficului rutier inteligent culege informații despre trafic de la automatele din intersecții și, pe baza diagramelor de semaforizare, va stabili cu timpul datele de trafic frecvente în anumite zile și în anumite intervale de timp. Deși sistemul este funcțional de aproape 3 luni, acesta mai prezintă câteva sincope în unele intersecții importante din municipiul Buzău.